Simon Menezes construit special de discurs, dar Constanța a ajutat să mă raportez într-un fel la Gilmar pentru tot cei care fac și implementează reforme și, de fapt, atâta timp cât ea vorbeam, am încercat așa retrospectiv să vedem ce m-a să ce am făcut eu, colegii, ultimii 5 ani de zile. Hai zic așa, se înscrie mai mult sau mai puțin perfect în acest ghid. Tot situația m-a fost uniformă. Am avut și momente care perfect au urmat logica acestui proces, inclusiv reforme realizate chiar în primele luni, aș zice, ale guvernării, fiindcă conjunctura lui Iunean este în sală pe Cislav Negruț, de fapt, chiar și în plină campanie electorală, în 2009, atunci când era țară în plină criză economică, de fapt, regiunea, în paralel cu campania electorală, noi stăteam la oficiu pe aici mondiale și deja scria programul de guvernare. Asta a fost realitatea, deci eu vreau să zic că pe undeva am urmat și noi această logică, am încercat să nu pierdem timpul, ferească de oportunitate, care într-adevăr cred că este maxim un an, doi, pentru a realiza anumite reforme. Am avut și reforme pregătite, dar și mai și ceva aminte pe domeniul energetic, tot pachetul de acquis comunitar pe domeniul energetic a fost votat în primele luni de Parlamentului 2009. Trebuie să recunosc că puțin am înțeles ce a făcut atunci, de fapt, dacă vreți, a fost un gen de tertip profesionalul nostru, am luat așa repede prin pregătite, pentru că dacă îi lăsam și vineam la se jumătate de an, nu se știe care era sfatul acestor legi. Dar bine, a fost dezbatere, nu asta am putut acum să scot în evidență, dar, într-adevăr, este foarte util să avem această discuție și să încercăm să ajutăm decidenții politici să, cel puțin, să urmeze, dacă nu tocmai algoritmul, cel puțin filozofia acestei vorbări. Eu mi-am propus astăzi să scot în evidență câteva lucruri importante care cu certitudine vor marca nu doar cei 4 ani de mandat, dar eu sunt sigur că deja marchează și pe 1 decembrie curent noi vom afla în ce măsură guvernarea actuală a reușit de fapt să gestioneze sau să menajeze un context intern, regional și chiar să zicem global foarte multe controverse și foarte multe provocări. De ce mi-am propus să scot în evidență că noi suntem în primul rând deja în alte realități și aș mai adăuga în alte realități geoeconomice. Eu nu cred că nu toată lumea înțelege ce se întâmplă în Republica Moldova și ce ne așteaptă următorii ani de zile. Și cred că trebuie să discutăm la tema asta, trebuie să discutăm cu societate, chiar cu riscul, vom avea mai multe întrebări decât suntem în gata acum să găsim soluții, dar trebuie să o facem. Fiindcă durabilitatea sau sustenabilitatea oricărei reforme, oricărei cât de bine structurați strategii, cred că până la urmă depinde de maniera în care noi vom avea suportul din partea societății. Și cred că noi nu vrem, cred că este foarte bine că odată în 4 ani guvernarea trebuie să dea examen în fața societății, fiindcă, știți, în oare riscăm să ne ducem pe o situație anecdotică. Spune, noi atâtea idei de reforme avem, dar n-am fi și cetățeni, deci, în genere, noi am fi foarte geniali în a promova reforme. Deci, cred că este foarte bine, cel puțin odată, cel puțin, repet, odată la 4 ani, mi-aș dori că și între ciclurile electorale să există un sistem foarte robust, nu doar de comunicare, dar de monitorizare și, dacă vreți, de apreciere ceea ce face guvernare de partea societății. În altfel, noi vom avea sentimentul, suntem foarte deștepți, ne-am învățat să scrie strategii foarte bine, dar am învățat mai slabă capitolul implementare și uităm, de fapt, să ne preocupăm de implementarea acestor strategii și, bine, repet, măcar o dată în 4 ani, în societate să are posibilitatea să ne pune note. Și, de fapt, calitatea unui guvernare, pentru că, până la urmă, nu s-a arătat nimic mai bun. Scrutinile electorale sunt exercițiile democratice prin care se apreciază succesele sau insuccesele unei guvernări. Dar revin la zice că noi trebuie să înțelegem că suntem în alte realități. Și trebuie să recunosc că sunt încă în perioada asta de trecere, să zic așa, de tranziție, la postaza de ministru și decedent politic, dar și cel care a elaborat și implementat în sensul de reforme, și de președinte a Camerei de Comerț și Industrie, care această nouă ipostază mie îmi permite, credeți-mă, să mă uit destul de critic și să fac să văd propriile greșeli și greșelile guvernării. Și una din ele a fi viteza cu care noi am parcurs acest proces. Trebuie să recunoaștem că agenda de reformă a fost mai mult ghidată de colegii noștri la Ministerul Externe, decât de, să zic așa, de ca o necesitate absolut conștientizată și asumată pe intern. Nu vreau cum să intru în prea multe detalii, dar cred că 3-4 ministere, guvernul acolo înțelege, de fapt, ce se întâmplă.
situația este mai delicată la nivelul mai multor ministerii sectoriale, care cred că va trece timpul să înțeleagă că, de fapt, amploarea și adâncimea proceselor transformaționale prin care deja a început să trece și urmează să trece, reclamă puțin altă atitudine, alt nivel de deschidere și, de fapt, alt nivel de organizare, dacă vreți, și de implicare. Deci, alte realități, fiindcă agenda pe care suntem acum deja, vreau să vă zic, cunoștințe de cauză, deja diferă de agenda din Tribunalul European, care vedeam noi cu până în urmă. Pe această agenda, așa cum o vedeam noi, pe perioada de trecere, de 3, 5, 7, până în 10 ani, în Constanța nu mai avem 10 ani. E 7 ani, nu avem, și 5 ani nu avem. Eu cred că noi avem la dispoziție maxim 3-5 ani de zile să realizăm, de fapt, să recuperăm în timpul pe care noi cel puțin vreo două decenii. Și noi, moldovenii, întotdeauna vrem repede să trăim la fel de bine cum au văzut, trăiesc occidentale, dar nu înțelegem, de fapt, eu ajuns aici sute de ani, în proces evolutiv. Bine, putem să sărim niște anumite procese, putem să facem mai repede, nu sunt sigur, putem să facem mai calitativ. Poți să treci într-o plasă în alta, dar să sari niște anumite etape, nu e cazul, fiindcă nu ai sustenabilitatea acestui proces. Și eu am impresia că noi suntem la limită. Viteza cu care noi am implementat în ultimii ani anumite reforme era o viteză necesară, dar eu nu am sentimentul puternic că noi am reușit să atragem acest proces la societate. Acest proces rămâne încă, hai să zic așa, a spus-o cineva, proiectul elitelor. Da, întotdeauna modernizarea unei țări este, dacă vreți, sunt elitele de business, elitele politice, cele care întotdeauna sunt dar și să ne punem, ne propunem să răspundem la întrebarea care a dat-o cum oare societatea nu apreciază binele care nu este făcut de clasa politică. Bine, ceea ce știe Biblia, știe. Pentru că eu asta era și întrebarea Domnului, că atunci zice, de ce fiul lui Israel nu apreciază lucrurile bune care au fost făcute. I-am scos de robie din Egipt, dar de fiecare dată tot trebuia să le aducă aminte. Hai să vedem filozofic la chestia asta, dar până la urmă, cred totuși că noi, eu n-am un sentimentul puternic că este foarte sustenabil ceea ce facem. Și repet, în 30 noiembrie, cred că vom avea un răspuns mai greșit la această întrebare, dar ce am de aici încolo, când zicem reforme, dar și mi-aș fi dorit să văd 2 ani, jumătate de ani facem un diagnostic, ce înseamnă o strategie bună? Faci un diagnostic pe situație unde ești, îți propui niște obiective care te faci să fii performant, competitiv, cel puțin în plan regional, ca și obiective aceste strategii și vine în cultura, cum ajunge acolo. Și în mod normal, sigur, ar trebui să avem un timp suficient la îndemână și pentru o etapă și pentru două și pentru trei. N-am avut și nici nu o să avem. Pentru că cei ne citit atent agenda de asociere, cel puțin pe zona de SFT-uri, în 3 ani de zile, până în 2016, avem implementat 300 directive europene. Nu știți ce înseamnă directive europene? Știți? De fapt, înseamnă o reformă în sine. Pentru că înseamnă să-i induci, nu doar la nivelul de legislație, la nivelul de practici, să pregătești instituțiile, să pregătești sectorul privat, să pregătești cetățenii, de fapt, să trăiască altfel. De ce zic? Noi trebuie să înțelegem, suntem deja în alte realități, va trebui să ne dăm peste cap, dacă vreți, multe din amintirile noastre, în de mentalitate, o să ține deja de codul genetic și așa de simplu să o faci, dar dacă vrem să ne ancorăm, să ne raportăm la alt sistem valoric, de sus până jos, trebuie să înțelegem, trebuie să ne schimbăm. De ce toată lumea, acum este binevenită să ridice manualele care se va smine și schimbări, trebuie să trecem aceste procese, începând la cei care consideră că ei e decis sfatul acestei țări și rămân cu oamenii la nivel mai jos, conducători de întreprindere sau conducători de discuții. Asta este provocarea cea mai mare, trebuie să înțelegem, trebuie să ne schimbăm. Repet, amploarea acestor schimbări, care sunt transformaționale, naște foarte multe provocări. Începând la instituții publice, rămânând cu instituții obștești și rămânând cu, repet, cu lucruri mai cetățeni și operatori economici, în asta trebuie să trecem. Și, repet, suntem deja pe altă agenda. Fiindcă embargoul care a venit, ne-a dat peste cap agenda originală. Noi suntem cu un an jumătate, cel puțin, acum pe o agenda mai ambițioasă. Dau câteva detalii ca să dați seama logica negocierii de DSFT, includea că așteptam pe la 2 ianuarie 2015 să intre în vigoare acordul, după care următoarea iarnă de liberalizare vine la 1 ianuarie anului următor, ceea ce înseamnă avem o an și ceva încă în față, adică cel puțin să ne pregătim, nu le mai avem și asta este realitatea. Acordul am dat în vigoare chiar mai repede decât noi ne așteptam. Nu zic că e bine, e rău, eu am constat. Nu zic că e bine, catalizează aceste procese. Dar trebuie să înțelegem provocările care avem în față și eu doresc că cel puțin pe viitor lucrurile vor sta în altfel. Vom încerca să avem
Acesta care s-a aplicat la societate în acest proces, succesul implementării unui document politic sau unei legi depinde de maniera în care cel puțin nu acceptată sau nu, dar au înțeles cel puțin societate. De aceea, eu nu văd o dilemă sau o problemă, uite, un ciclu electoral de 4 ani e o problemă. E contra, eu zic că asta ar fi un element așa bun, dar trebuie să înțelegem că și realitățile geoeconomice sunt altele. Noi, dintr-un sistem în care am fost deprinși, să gândim, să activăm, mă refer în special la aspecte economice. Suntem absolut în alte realități. Să nu uităm că s-au finalizat negocierile și la anul viitor va intra în vigoare acordul de liber schimb cu Turcia. De fapt, asta ne va aduce iarăși în plus, dar oportunități se deschide în urmă, de noi depinde maniera în care vom ști să realizăm acest, să valorificăm aceste oportunități, să ajutăm cetățenii și operatorii economici să le și vadă, și provocarea cea mare este că beneficiile sunt pe termen mediu lung, iar provocările sunt imediate și pe termen scurt. Și trebuie să găsim soluția. Și la fel să înțelegem că ne vom raporta puțin în alt spațiu, ca și mod de gândire și mod de acționare. Astea sunt provocările, ele pot fi, în principiu, hai să zic așa, atacate, dar asta necesită o mobilizare totală și necesită, dacă vreți, spuneam, un suport mult mai larg din partea societății. Pentru că asta nu trebuie doar să comunică, dar să le arătăm că tot ce face guvernare, de fapt, este util pentru ei. Și cât mai repede lucrurile astea se va întâmpla, atât mai sustenabile vor fi reformele și cu atât mai mare spațiu de manevră vor avea autoritățile ca să-și permită niște reforme și mai ambițioase, pentru că transformările e cert. Mulțumesc.